Prețurile la produsele alimentare nu vor crește fără un motiv bine întemeiat, iar tarifele la gaze și energie electrică ar putea să scadă în următoarele luni. Cel puțin asta susține președintele Igor Dodon, care într-o transmisie pe Facebook a vorbit despre situația de criză în care se află țara noastră. V-am spus, la marea majoritate a tipurilor de produse nu există premisă de majorare a prețurilor. Mai mult ca atât, guvernul a luat decizia ieri să permită comerțul ambulant cu legume, ceea ce este acum în serie de producere autohtonă, pentru că și acolo sunt pierderea oamenilor care și-au pus seră, au pregătit terenul, au făcut investiții și n-au unde vinde. De aceea, începând cu zilele acestea, se permite și ambulant, adică în curtea blocului dumneavoastră să vină mașina cu legume, unde prețurile să fie mai accesibile. De aceea, cu produsele alimentare, asta e situația, cu apa, lumină, gazul și așa mai departe, oamenii vor fi mulțumiți. La toate serviciile a fost luată decizia că la această etapă oamenii nu sunt obligați să achite. Mai mult ca atât, pentru o anumită perioadă cât nu vor achita, nu vor fi sancțiuni, nu vor fi amenzi, nu vor fi deconectări. În ceea ce ține de prețuri la gaz, la lumină, prețurile au scăzut la import. Acum vom vedea ce facem cu revederea pe intern. Eu consider că sunt și trebuie să fie premize pentru a micșora prețul la cel puțin la lumină și la gaz. Șeful statului spune că în condițiile actuale e greu de vorbit despre o mărire a pensiilor, dar ea va fi făcută doar pentru cei care nu depășesc suma de 2-3 mii de lei. Я считаю, что в ближайшее время мы должны принять решение о том, что индексация либо увеличение пенсии должно быть для тех пенсионеров, которые получают меньше 2, ну, меньше 3 тысяч лей или меньше 4 тысяч лей. А те, которые получают пенсии больше 4, более 5 тысяч лей, я считаю, что государство не должно индексировать и не должно повышать пенсию. Normele stricte de carantină impuse la Soroca și la Ștefan Vod ar putea fi extinse. Dacă numărul cazurilor va crește, spune șeful statului, ar putea fi interzis până și ieșitul din case. Următoarea etapă, interzicerea ieșirii din casă complet. Acum, astfel de decizie a fost luată în Soroca, începând cu ziua de ieri. Și am văzut unele altercații acolo deja cu câteva persoane care nu respectau și am văzut că poliția a făcut față și a intrat în forță. Dacă va fi necesar, vom merge cu așa restricții și în alte localități. Unele restricții impuse de către autorități, agenților economici și celor din sectorul Horeca ar putea fi ridicate până la sfârșitul lunii aprilie. Totul însă, potrivit șefului statului, depinde de evoluțiile epidemiei COVID-19.